Alege Fairy Extra Plus, cu până la 50% mai rapid în eliminarea grăsimii dificile. Bună seara! Bine v-am găsit! Dacă vă întrebați de ce am foarte multă energie, este pentru faptul că suntem în finală, finala Șef la Cuțite, sezonul 9. Eu mă simt ca și cum ar fi Revelionul, pentru că m-am dat cu același parfum ca ăla din prima zi, când am venit aici. M-am îmbrăcat așa în verde, dar bă, dacă, eu așa s-o nimerit. Și toată lumea aici, toată atmosfera din platou, chiar zici că vine anul nou. Eu știu cum majoritatea oamenilor care se uită la noi abar n-au ce se întâmplă aici. Și n-aș avea cum să vă explic cu cuvinte omenești. Omenești, din înțelesul. Eu nu știu dacă mai am mai mâncat vreodată așa ceva. Sau o să mai mănânc. Eu sigur nu. Nu o să aveți cum niciodată să gătiți voi acasă așa ceva. Cred. Adică dacă ești mega, mega extra pasionat. Hai să mâncăm... Coada de sirenă? Asta ce e? Coada de sirenă. Nu, băieți ăștia. Ia încearcă tu. Cătă, David. Hai, lasă vrăjeala. Păi nu mă, vezi că prietenul tău, Mircea, el m-a îmbrăcat așa. Te rog frumos. Deci eu sunt exact băiatul ăla de rezervă. Nu e adevărat. Bă, prietenul tău, Mircea. Da. Care un gust ceva extraordinar. Așa, pui asta, 1. Da. 5, 4, 3. Auzi? Dar știi că eu am fost în platou când au votat șefii. Ce? Și știi că suntem... total împotriva curentului, adică nu știu cum să spun. O farfurie n-a nimerit. Niciuna? Nu, deci am ajuns la finalul acestui proiect și nu ne pricepem la nimic. Nu ne pricepem nici să mâncăm, nici să mâncăm. O cum una, urtoriu. Nu, n-am nimerit niciun. Auzi, ia că mă duc eu la șef și le zic, bă, știți ceva? Eu nu mănânc starteri, bă. Sau ăsta e starter, nu? Asta era problema. Eu nu mănânc starteri. Eu mi-i dai main course din prima și desert. Un starter de alea, că eu mă satur. Dacă mănânc un starter, la mine, de fapt, e finish. Aoleo, ce mi-a fost, mi-a fost dor de gin aici, nebun. Și mi-a fost dor de voi. Da? Da, pe cuvânt, jur că roșu, jur că roșu. Deci nu te-a spune că seamănă... Cu tine? Cu mine, da. A, e bine, mă. Asta zici și Andrei. A, da? Doamne, ce bine că seamănă cu tine. Da. Uite, are nasul tău. Are nasul tău? A, mai bine. Uite, mă, dar au avut dreptate atunci. Au. Da? Ce șoc am avut. Șoc, a fost fain? Cu mine, instant, băi, Gina, ești nebună? N-ai cum, Gina? Eu mergeam pe aici și iau vocea și zic, ce p***a? M-am și dat cu parfumul cu care m-am dat în primele zile și pentru mine e gen, abia m-am apucat, știi? Și când am auzit, zic, și asta, mă, bosule? Da, veni Gina. Da, e așa să ceartă mereu? Știi șefii? Da. Aolo, de obicei... Sunt competiții prea rău. Da. Pe bune. Da. Să-i vezi cum stau și nu-și vorbesc. Fiecare cu ce-mi conține. Da, păi vezi că au fost o grămadă de seri. Când am intrat aici, nu se uită unul la altul. M-a încertat și eu cu Scărlătescu. Deci era ceva zaf. Am încercat după aia prietenia. Am pus pariuri cu ei care cum câștigă. De multe ori, adică de vreo două ori n-am gustat. Doar am zis la UHA și mi-a ieșit. Și aveam impresia că eu știu ceva, că fac eu ceva. Păi nu, vezi că oricum ești paranoic. Fiecare e paranoic. Da, nu, Scărlătescu cel mai. Pentru mine, experiența de la Șef la Cuțite, din punct de vedere gastronomic, nu m-a schimbat cu nimic. În fiecare seară, din vreo lună, mănânc altceva și nu, oricum nu rețin denumiri, ingrediente. Acum pot, mă duc la restaurant, zic, marginea farfuriei trebuie să fie curată, culori naturale. Doamne, ce Doamne ferește? 3 ore jumate. Bună seara, bine v-am găsit la Speak la Cuțite. Dacă erați curioși, dacă sunteți curioși de cum am făcut noi această emisiune, să știți că în spatele camerilor se mai află încă 3 oameni. Simo Pimo, Mămica, Diana Zanfirescu și... Dă-mi camera sau te filmează în oglindă. Am un bec. Un bec. Pingu! Deci, noi ăștia patru am făcut posibil această emisiune. Împreună cu doamna Mona Segal, care nici nu știu dacă a văzut ceva. A văzut ceva? Ia uite, Irina, că avem niște aur aici. Da, păi... Ai mâncat vreodată aur? Să mâncăm pe o opulență. Eu așa mâncam tot timpul la mamaia mea. Hai să vedem. Uite și aici cu aur.
dai seama că m-am înfipt ca ultima țărâncuță direct în bucata cu aur, că nu se... Îmi făcea cu ochiul, nu se putea altă. Mie astea îmi fac cu ochiul, ia. E ceva. Ia cu ciocolată. Ce? Nici nu te pricepi. Noi în spatele camerei avem un soarec. Care avem... face așa. O să papi și tu. Ia vine și mă urmărește la serviciu. Zice, eu câștig. Eu nu câștigă niciodată. Nu, ai. Și tu ai câștigat. Zim. Ce să-ți pentru că tu tot aveai treaba asta. Cu bacă, toată lumea e în verde și în albastru, că la nimeni nu e în mov, că... Uite, că n-are nicio legătură. Ei, știi că e prima fată din istorie. Da, am fost și eu aici. De da, celelalte adică, nu, dar te-ai gândit la asta? Vă explic. În momentul în care... Irina a spus că... Tot schimbat câștigătorul, iar pe final a venit, s-a schimbat din nou și îmi stasem, nu s-a luat nicio până când se oare. Da, mai avut un pic. Nici de data asta vervele pe care le-ai portat-o mi-a adus noroc. N-are. Da, să te-ai câștigat asta pe care se joacă. Bravo. Bravo! Bravo! Ai văzut? Se poate! Ai văzut? Mai ții minte? Ai văzut că se poate? Nu te-ai așteptat! Trebuie doar să crezi în tine! Mamă, ce mă bucur mult de tot! Nu știu ce este fiul meu! Cer să-mi dau seama. Te-ai așteptat vreo secundă. Nici o secundă, jur. Nici o secundă. Nici o secundă, jur. Jur, ce-am mai spus că nu am ajuns. Nu am ajuns. Ești mulțumesc. Foarte tare, să știi. Eu am gustat din toate farfuriile. Ulterior am aflat care sunt ale tale și fără, chiar... Fără ajutorul echipei, fără oameni. Așa este. Așa este. Am avut doi oameni care pentru mine au fost și le mulțumesc din suflet. Eu fără ei n-aș fi fost aici. Așa este, așa este. Jur, fără ei n-aș fi fost să fiu. Da. E bine că ai căpătat încredere în tine de-a lungul concursului și mă bucur foarte mult. Sunt șocată, crede-o. Știi că ești prima fată din istorie? Știu! Știi? Știu, i-am obis, mă, toți bărbații știu! Știu că i-am obis, știu! Narcisa! Prima femeie aici! Bravo! Doamnele ajută! Te iubesc, Cătălin Cărlătescu! Doamnele ajută, bă!
Bravo. Bravo. Mulțumesc. Am promis că fac un tatuaj cu tine. Jur. Jur că mi-ai purtat noroc de când m-ai văzut. Ai fost foarte sincer cu mine și jur că îmi voi face ceva. Cel mai important e că ai câștigat și că ai arătat ceea ce poți. Asta e cel mai important. Mai departe mai contează. Vreau să te iubești și foarte bine. La țință! Bine, mă! La țință asta? Da, da. E sub stare de joc. Te iubesc, Mircea! Te iubesc, Mircea! Cum ești, mă? Nu te așteptai. Nu te așteptai. Bravo! Bravo! Mulțumesc! Bravo! Bravo pe Narcisa! Bravo, Narcisa! Mă simt ca la ATP Tour. La ce? La tenismenul care stă și în urmă. Să ridici treaba. Să ridici. Extra. Vali! Tane, rațele și tău, lumina! Doamnelor și domnilor, ăsta a fost sezonul nou, plin de emoții. Eu, pentru eu sunt tare în șoc că nu mă așteptam să fie... Adică n-aș fi pariat niciodată, deși am avut o relație foarte... Am vibrat cu acest câștigător. Este prima fată din istoria Șef la Cuțitii. Ne vedem sezonul 10, cred. Dar înainte de asta, vă rog eu să le scrieți la toți oamenii care participă la emisiunea asta pe Instagram, să ne vedem în sezonul 10. Trebuie să scrieți și lui doamna Antena, și lui doamna Mona Segal, și lui doamna Roxana Paulic, și lui Diana Zanfirescu, și lui Robert Lionte, lui Barbara Să, lui... Mă rog, vă dau eu lista. Când o să postez episodul ăsta, vă dau eu lista cu să scrieți ca să vedem și în sezonul 10. Până atunci, săruna pentru masă!